Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la consacrata rubrică Pastila de alături de un invitat foarte drag, prieten bun și prieten apropiat, colaborator foarte apropiat al editurii Herald. Este vorba de Mihai Poparadu, fondator al Mindfulness Institute. Îi mulțumesc foarte mult că și-a făcut timp să fie alături de noi și să vorbim despre un subiect, spun eu, actual în contextul vremurilor pe care noi le trăim, pornind de la o carte a lui Alan Watts, din seria de autor Alan Watts, publicată la editura Herald, Înțelepciunea nesiguranței, pe care vi-o și arăt la cameră. Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței, carte pe care Mihai Poparadu a și tradus-o. Pornind de la această carte și pe coperta 4, un citat foarte frumos care spune multe și eu vin cu acest citat în completarea întrebării mele, vorbind despre Înțelepciunea nesiguranței și Alan Watts, cât de valabilă și de actuală este această carte în contextul și nu numai această carte, dar cu precădere aceasta în contextul vremurilor pe care noi le trăim. Vremuri care, pe de o parte, ne așteptăm cumva să ne schimbe. Chiar tu spuneai puțin mai devreme că lumea, viața, viețile noastre, noi oamenii, nu vom mai fi la fel. Eu mi-aș dori ca această perioadă să fie o perioadă de introspecție în care noi să ne reîntoarcem cumva spre noi înșine, spre natura noastră, a esenței umane și, bineînțeles, a esenței divine, și să ne întoarcem cumva mai mult spre spiritualitate, pentru că, din păcate, omul contemporan s-a îndepărtat foarte mult de ceea ce înseamnă spiritual, mergând în zona aceasta a materialismului, postmaterialismului și nu numai, aș adăuga și a consumerismului. Și Deepak Chopra spunea pe coperta 4: oricine are nevoie de un îndreptar de viață va avea un mare noroc dacă își va alege drept călăuză înțelepciunea nesiguranței. Viața mea este încă ghidată de această carte chiar și după 30 de ani. Probabil că de la momentul în care el a spus acest lucru, a scris acest lucru, au mai trecut mulți ani, deci nu doar 30. Cât de actuală este această carte în contextul vremurilor pe care noi le trăim? Cred că ea a fost și va rămâne actuală. Ce o face relevant în contextul pe care îl traversăm acum este că vrem nu vrem suntem forțați de realitate să acceptăm faptul că nu știm nimic despre viitor, nu avem nicio certitudine, care în sine este un lucru care pentru mulți oameni, mai ales cei din zona asta, să spun generic, vestică, nu suntem deloc obișnuiți cu această incertitudine, care altfel este prezentă tot timpul. Și ce o mai face relevantă este faptul că atunci când el a scris-o, lumea era foarte preocupată și chiar îngrijorată de spectrul unui război nuclear. Deci era o altă perioadă în care lumea era forțată să se gândească poate un pic mai mult la sine, la viitor, la lume, la ce și cum și dacă va mai fi. Și în general cam astea sunt momente în care, cum spuneai și tu, unii dintre noi care nu vrem nici să ignorăm, nici să ne punem niște ochelari roși, să spunem nu, totul este ok, este minunat, vai ce oportunitate, ci vrem să relaționăm cu realitatea așa cum este și să încercăm să o înțelegem, avem nevoie să ne întoarcem către sau și către interior. Mai ales dacă e cum e la noi și în multe țări din lume, unde de, iată, aproape o lună și jumătate suntem aproape forțați să stăm în izolare. Și ne lipsește, pe de o parte, contactul uman, care își are rostul lui, este ceva foarte relevant pentru noi, fiind mamifere sociale,
dar în multe situații reprezintă și o modalitate de a fugi. De a fugi de noi înșine, ascunzându-ne în interacțiunile cu ceilalți. Ori acum este o ocazie și aș spune chiar o oportunitate pe care nu cred cu, și sper să nu mai avem fiind din categoria asta a lucrurilor fortuite, când am mai mult timp, am mai mult spațiu și sunt forțat să petrec timp și cu mine. Dar ca să pot face chestia asta, trebuie în primul rând să-mi fac curaj și aș spune chiar să și știu cum. Într-o altă intervenție, cineva, un alt interlocutor invitat la pastila de lectură, spunea că, de fapt, în trecut, noi realmente fugeam de această realitate, de a fi cu noi înșine, trăim cumva alte vieți, dar nu pe a noastră. Indiferent că vorbim despre relațiile de la job, petreceam mult timp la job, că vorbim despre relațiile de familie, părinți, copii, partenerul de cuplu, că ieșeam, eu știu, la o terasă, că mergeam la shopping, eram tot timpul conectați cu realitatea exterioară și încercam cumva ca prin obiceiurile noastre zilnice să aducem mai multă bucurie, poate chiar plăcere, da? în viața noastră, în spatele acestor gesturi, acestei plăceri, ascunzându-se de fapt niște frustrări, poate chiar niște episoade traumatice din copilăria noastră. Deci noi practic nu trăiam viața noastră, trăiam alte vieți. Și acum uite că suntem puși în situația aceasta de a ne trăi propria noastră viață, având în față o oglindă, da? În care noi suntem cumva, sau ne dorim să fim dezbrăcați de acei demoni, de acei balauri ai noștri interiori, bineînțeles de vulnerabilități, frici și așa mai departe. Revenind la cartea lui Alan Watts, Înțelepciunea Nesiguranței, apropo de tipare relaționale funcționale versus tipare relaționale disfuncționale, noi ca oameni avem acest prost obicei, i-aș spune eu, de a trăi cu frustrare sau cu nemulțumire vis-a-vis de trecut, trecut pe care de altfel nu-l mai putem schimba, dar rămâne totdeauna starea aia de da, dacă ar fi fost altfel sau dacă aș fi făcut altceva, și trăim cu oarecare teamă, angoasă, anxietate, incertitudine față de viitor. Și suntem cumva suspendați între trecut și viitor, uitând de fapt să trăim prezentul, să trăim clipa prezentă, cum spuneau latinii, dacă nu mă înșel, celebrul dictor Carpe Diem, trăiește clipa, adică clipa prezentă. Da, este adevărat și chestia asta nu e doar o părere, este ceva care a fost demonstrat inclusiv de către oamenii de știință. Și aici ce o să vreau este ca să ilustrez chestia asta și o să accesez ecranul laptopului meu. Și de ce trebuie ținut cont este faptul că noi suferim dincolo de acest virus extern, care are un nume COVID-19 și care a venit și va trece. Noi suferim de ceea ce numesc eu patru viruși foarte periculoși care sunt în noi. Unul dintre ei fiind judecarea celorlalți, la care se adaugă autojudecarea, de cele mai multe cu minus, deci critica, deconectarea dintre corp și minte, deconectarea mea de propriile emoții. Al treilea, și despre asta o să discut puțin mai mult, că e legat de ce menționai, mintea rătăcitoare. Și al patrulea este ceea ce numim generic neglijarea propriei ființe. Faptul că nu avem grijă ce mâncăm, nu avem voie grijă de să ne mișcăm, nu avem grijă cât și cum și dacă ne odihnim și așa mai departe. Dar revenind la această minte rătăcitoare,
o comparație care, în opinia mea, descrie destul de bine cam unde ne petrecem timpul din punct de vedere mental, este fie undeva în trecut, fie undeva în viitor. Și nu avem nici capacitatea și nici nu am fost educați să stăm cu adevărat și să fim aici și acum. Eu personal, în toate tipurile de formări, de la școală, liceu, facultate și MBA, nu am fost învățat, n-am avut o oră de curs în care să fiu învățat, dom'le, cum să fiu cu adevărat aici acum. Și am început să descoper chestia asta doar când am descoperit diferitele tipuri de meditații, inclusiv meditațiile de tip mindfulness. Și problema este foarte gravă, pentru că, conform unui studiu făcut de doi cercetători de la Harvard Medical School, Killingworth și Gilbert, ei la un moment dat au vrut să afle ce face pe oameni fericiți. Dar au reușit, cum se întâmplă adeseori, să identifice una din principalele surse de nefericire. Aceasta fiind aceea că, cum spuneau ei, în 47% din timpul când noi suntem trezi, mintea noastră este măcar parțial la altceva decât la ceea ce fac. Și dacă este să punem chestia asta în contextul unei zile care are 24 de ore, observăm că procentul de timp în care noi suntem cu adevărat, cum îmi place mie să spun aici și acum, este unul destul de mic. Și chestiile astea au ca efect această deconectare de ceea ce este, iar în contextul vremurilor pe care le trăim, cum spuneai și tu, fie tindem să evadăm, și partea tristă este că de cele mai multe ori nu se întâmplă inconștient către ceva din trecut, fie mintea fuge către viitor, iar în contextul lumii pe care o traversăm acum, tindem, datorită acestei intoxicări informaționale, la care ne autoexpunem, iarăși aș spune în mare parte inconștient, să ne raportăm la ce va fi, văzând, cum se spune, dracu poate mai negru decât va fi. Deci ăsta este unul din lucrurile care pentru mine a fost, revenind la Alan Watts, unul din printre primii și cei mai convingători oameni care m-au ajutat și m-au încurajat și m-au îndrumat cum să-mi cultiv această capacitate de a fi cât mai posibil prezent în momentul prezent. Pentru că așa cum spune nenumărate din prelegerile lui și ceea ce a scris, noi avem această dependență de ce va fi și, cum foarte plastic spune el, câtă vreme eu mereu sunt altundeva decât în momentul prezent, când viitorul devine prezent, din nou nu mă va găsi acasă. Ce înseamnă, de fapt, un alt concept din gândirea sau din filozofia lui Alan Watts, atenția conștientă? Păi, atenția conștientă este dată de cultivarea acestei capacități, care în română eu o traduc ca fiind conștiență, nu conștiință, dar deseori le văd încurcate. De multe ori, când în engleză, în textul în engleză apare ceva de genul awareness sau consciousness, la noi se traduce conștiință, ceea ce nu are nicio legătură. Starea de conștiință este ceea ce inclusiv Alan Watts și mulți învățații ne descriu a fi starea de martor. E acea parte din mintea mea și a fiecăruia dintre noi care are capacitatea de a observa ceea ce se întâmplă. Și iar cum foarte frumos... Iar conștiința
are conotații, să spunem, din zona eticului, din zona principiilor de viață, exact, din zona valorilor morale. Da, deci din punctul meu de vedere, conștiința o are fiecare pe-a lui și poate avea nenumărate sensuri și moduri de manifestare. Conștiința nu. Că, din nou, conștiința este această capacitate, revenind și la întrebarea ta, ca eu să fiu conștient moment de moment de ceea ce gândesc în timp ce gândesc, ceea ce simt în timp ce simt, ceea ce fac în timp ce fac, și o distinție foarte importantă, fără a emite vreo judecată de valoare. Pentru că asta, iarăși, cum spuneam mai devreme, unul din virusii de care mulți dintre noi suferim este această incapacitate de a lua contact cu ceea ce este, fără să-i spun din start o ștampilă. Fiecare dintre noi având 3 ștampile. Îmi place, nu-mi place sau nu-mi pasă. Și nu e o problemă că emitem judecăți de valoare. Problema vine din faptul că de cele mai multe ori le producem inconștient și fără să ne dăm timp de a lua cu adevărat contact cu ceea ce este. Din start îl etichetăm și asta de-aia după aia colorează tot. Și cum foarte frumos spune Ellen Watts, această stare de martor, acest awareness, această conștiență, este una din dovezile că eu nu sunt emoțiile mele. După cum eu nu sunt gândurile mele. Ele fac parte din mine, dar dacă eu aș fi emoțiile mele, nu aș avea capacitatea să devin conștient de ele. Folosind unul din multele paradoxuri pentru care pot spune că îl iubesc și care le regăsim în toată opera lui, de el nu vă vorbesc, un ochi nu se poate vedea pe sine. După cum un dinte nu se poate mușca pe sine. E nevoie de altceva în cazul ochiului, ca ochiul meu să se vadă pe sine, am nevoie de ceva în care să se reflecte. Deci eu când mă văd pe mine, văd de fapt reflecția mea. Iar toate aceste lucruri care aparent pot părea filozofie ieftină pentru mine, și datorită lui Ellen Watts, datorită capacității lui extraordinare de a lua astfel de lucruri profunde și să le prezinte într-un mod clar, simplu, dar nu simplist și nevulgarizant, este unul din motivele pentru care el a fost, este și, cred eu, va continua să fie actual. Unul din avantajele de care beneficiază este acela că temele despre care el a vorbit și a scris sunt perene. Faptul că el a scris sau a vorbit, și aici suntem norocoși, ca așa cum probabil știi, și spun asta mai mult pentru cei care ne văd și ne ascultă, suntem norocoși că sunt foarte multe înregistrări și audio și inclusiv video cu el în oameni. De ce avem nevoie? Doar este să ne facem timp și să căutăm pe YouTube. Și revenind la teme, toate lucrurile pe care le spune acolo au fost valabile când le-a enunțat prima dată, în anii 50-60, sunt valabile acum și probabil vor fi valabile și pentru peste 100 de ani, dacă noi ca specie nu vom suferi o transformare care să ne facă diferiți de cum am fost de când a apărut Homo sapiens pe planetă. Eu aș mai menționa o altă carte dragă mie, a lui Ellen Watts, Devino ceea ce ești, care are cumva legătură cu ceea ce am discutat noi puțin mai devreme și chiar cu înțelepciunea nesiguranței, reîntoarcerea aceasta la esența naturii umane, să devii de fapt ceea ce ești, să te reconectezi tu cu sinele tău. Aș vrea să te întreb, meditația și cu precădere mindfulness,
ajută în procesul acesta de schimbare, să spunem, al unor tipare mentale, a unor pattern-uri disfuncționale, pentru că în timp ce vorbeai, te ascultam, mi-a venit în minte o idee. Faptul că tot din copilăria noastră și tot din interacțiunea cu ceilalți, mai ales cu părinții și nu numai, având un profil, un tipar relațional, noi avem această meteahnă, noi oamenii, de a judeca și de a compara. Ne comparăm cu alții și automat îi judecăm pe alții sau ne judecăm pe noi. Devenim foarte autocritici, aspri cu noi. Da. Are meditația un rol important în schimbarea, până la urmă, cum spune și Daniel Siegel în cartea Cum se schimbă oamenii, creierul, ca și viața noastră, ca cum suntem și noi și relațiile cu semenii noștri, toate au o dinamică. Noi nu mai suntem ca la 20 de ani sau 25 de ani. Probabil că, mai mult ca sigur, că nici nu mai interacționăm cum interacționam atunci. Creierul nostru este în permanență într-un proces de schimbare și, spun eu, de adaptare. Păi, răspunsul este da și fără niciun echivoc. Înainte de a merge mai departe cu răspunsul, ce vreau să spun e că ce e important de precizat este că mindfulness este un cuvânt polisemantic. În sensul în care, pe de o parte, reprezintă, să spun, destinația. Destinația fiind cultivarea unei stări mentale de atenție și prezență conștientă și, cum spune Jon Kabat-Zinn, non-evaluativă, deci fără nicio judecată. Și, de asemenea, important să am capacitatea de a nu mă lăsa furat de ceea ce gândesc sau ceea ce simt, doar observ. Și același mindfulness mai poate reprezenta și un tip de practică. Cum ajung să-mi cultiv starea de mindfulness folosind abordări de tip mindfulness. Și precizarea asta eu o consider importantă pentru că, cum spunea Socrate, să știm clar despre ce vorbim. Și aș mai vrea să adaug ceva, că multă lume continuă să aibă rețineri când aude de meditație. Cuvântul meditație, pornind de la originile lui sanscrite, înseamnă antrenamentul minții. Deci, în esență, orice demers pe care eu îl fac în mod conștient și deliberat, cu intenția de a-mi optimiza modul în care funcționează mintea, este un demers meditativ. Revenind la el, nu ați unul din citatele pe care îl folosesc des în workshop-urile mele, spune că orice activitate casnică poate fi transformată într-o meditație, atâta vreme o fac cât o fac cu întreaga mea atenție și fără niciun scop ulterior. Dovadă că așa stau lucrurile, fiindcă atunci când mergi la un retreat de meditație într-o comunitate zen, o serie întreagă de activități de tipul corvezi de-astea casnice, cum mai le consideră unii, să mături, să spăl pe jos, să curăți, să pregătesc mâncarea, cum mănânc, cum merg. Deci toate aceste activități cotidiene sunt oportunități și parte din practică. Și revenind la întrebarea ta, vreau să mai cam ai pregătit o imagine care cred eu că răspunde întrebării. Și, în esență, noi cu ce ne confruntăm este că din exterior și uneori și din interior către noi vin stimuli. Vorbe, mirosuri, vreme, acțiuni ale celorlalți, senzații din corp, toate acestea le putem considera generic stimuli cu care noi interacționăm prin intermediul simțurilor noastre.
și care produc în mintea noastră un fenomen mental care poartă numele de gând. Și fiecare astfel de gând determină în noi un răspuns de tip emoțional. Iar în funcție de acest răspuns emoțional, noi generăm o acțiune. Și noi, prin intermediul acestor practici de tip meditativ, dar subliniez, cu scopul de a mă ajuta să devin mai atent și mai prezent de ce mi se întâmplă în timp ce se întâmplă, reușesc să operez la această interfață dintre stimul și minte. Și pe măsură ce eu reușesc să preiau controlul acolo, tot restul lanțului se optimizează. În momentul în care îmi cultiv capacitatea de a crea și de a beneficia de această distanță, oricât ar fi de mică în timp, între stimul și modul în care îl interpretez, care îmi influențează răspunsul meu emoțional și care după aia, pe care de consecință va determina o acțiune, cu atât cum acționez, cum mă simt și impactul pe care l-am în lume, se va schimba, zic eu, în bine. Dar pentru chestia asta este nevoie de practică și aș mai spune eu să investesc timpul și resursele într-un mod inteligent. Pentru că pentru mulți această perioadă, pe de o parte, pentru că nu pot să influențeze exteriorul, unde nimeni nu are control deocamdată, tind să generalizeze și să spună, eu, ca să spun așa, nu pot să fac nimic, n-am nicio putere și ce să mai îmi bat cap. Pe de altă parte, noi întotdeauna, cum spune acest citat, căruia nu am reușit să identific sursa, chiar și când nu pot controla ceea ce se întâmplă, care e cam de fiecare dată, pot alege să mă antrenez, inclusiv prin diferite tipuri de tip practică de antrenament din ăsta mental, să văd cum răspund. Pentru că acolo stă puterea la care fiecare dintre noi avem acces, doar că trebuie antrenament. Deci, iată, dragilor, cei care ne urmăriți, în timp ce vorbeam Mihai, mă gândeam cât de frumos putem să medităm chiar și atunci când gătim. Când avem diverse activități, importantă este atenția conștientă și important este să fim foarte conștienți că suntem prezenți în actul gătitului, că noi suntem acolo cu totul, absorbiți de ceea ce facem. Și cumva, prin extensie, mă gândeam, spuneai puțin mai devreme, legat de felul în care mergem, legat de anumite treburi, eu știu că măturăm sau că facem orice altceva, mă gândeam cât de important este și actul respirației. Faptul că noi avem, de exemplu, mă gândesc la două lucruri care le percepem ca fiind niște daturi. Eu merg. Eu nu stau să mă mai gândesc. Merg, bun, e posibil să alerg și sunt conștient că alerg, da? Că mă grăbesc sau că iuțesc pasul, dar de regulă când merg nu sunt foarte atent sau foarte conștient la pașii pe care îi fac. La fel și cu respirația, da? Respir, da? Respirația este ceva, e un dat. Nu stau să mă gândesc la fiecare, acum am respirat într-un anumit fel, deși respirația este foarte, ca și procesul de meditație, este foarte importantă, felul în care noi respirăm și are repercursiune asupra stării de sănătate a organismului nostru. Deci respirația are un rol foarte important asupra fiecărui aspect al vieții mele. Cum le mai spun și clienților mei și celor care mai vin la practicile pe care le facilitez, ne putem imagina că această respirație este ca un comutator fixat pe creier. În funcție de cum respir, eu pot să-mi schimb cum mă simt fizic și, de asemenea, cum mă simt din punct de vedere emoțional.
Deci, nu întâmplător, sunt nenumărate tipuri de practici din acestea generic numite meditative, în care în unele dintre ele lucrezi în mod deliberat și foarte specific cu respirația. În contextul practicilor de tip mindfulness, respirația este, pe de o parte, ca un fel de ancoră pe care încerc să-mi țin legat atenția. Și de asemenea mai menționai pășitul. Noi devenim adeseori, din păcate, conștienți de cât de importante și prețioase sunt aceste acțiuni, să respir când am probleme de respirație, să pășesc atunci când am o afecțiune fizică, și atunci când calc la propriul cap o ouă, îmi dau seama, din păcate, noi uităm. Dar, din nou, câtă vreme avem astfel de ocazii de a ne readuce aminte, încă avem ocazia să ne optimizăm. Pentru că în lumea asta în care trăim, e oarecum aparent, doar paradoxal, că deși avem acces la cel mai înalt standard de viață pe care l-a avut specia umană de când există ea, și în contextul acestui an, în lumea asta în care trăim, inclusiv în România, raportat la majoritatea oamenilor care trăiesc pe această planetă, noi trăim foarte bine. Nu trăim ca miliardarii, dar raportat la unii oameni, cum mi-aduc aminte că de fiecare dată când merg în India și vezi acolo oameni care dorm pe trotuar. Deci care nu au nimic. Și cu toate astea, nu zic că sunt fericiți, dar în moment îi vezi zâmbind și faptul că au, că pot să respire, că pot să meargă, că au ce mânca, sunt mult mai conectați la cum cânta Balloon, cărțile junglei, The Bare Necessities of Life. De ce avem cu adevărat nevoie pentru, nu doar pentru a trăi, ci chiar pentru a fi și în esență ok. Cred că nu că celelalte nu contează. Cred, te rog. Că intervine și e foarte important, pe lângă partea de meditație, cred că e important și procesul recunoștinței, i-aș spune eu. Probabil că acei oameni conectați cumva la sursa lor, ei zâmbesc și sunt mulțumiți că, uite, Dumnezeu le-a mai dat o zi, că pot respira, că pot merge, că pot desfășura anumite activități, fără să fie cumva dependenți de, cum spuneai tu mai devreme, de niște stimuli exteriori, stimuli externi. Și fac aici o paralelă între o persoană care se trezește dimineața, nu contează că este hindus, că este tibetan, că este creștin, vine cu procesul recunoștinței și mulțumește lui Dumnezeu că vede soarele și în această zi, da? Că poate să respire, să mănânce sau să bea o gură de apă. Și probabil că și la finalul zilei respective vine cu același proces de recunoștință pentru ziua care a trecut. Deci cumva mulțumește anticipativ cu recunoștință dimineața pentru ce va urma să vină și seara la fel încheind ziua. Da, deci asta este o practică foarte, aș numi-o puternică, și pe care o putem face fiecare dintre noi. Iar unul din multele beneficii ale cultivării prin practică de tip mindfulness, a stării de mindfulness, este inclusiv această conștientizare a interdependenței. Pentru că unul din lucrurile care pe mine mă întristează când vine vorba despre mindfulness este că în foarte multe contexte este tratată fie ca o, îndrăznesc să spun, simplă metodă terapeutică alături de altele, ea fiind mult mai mult.
sau un, cum spune unul din autorii mei favoriți, căruia cred că la voi au apărut minim o carte, Sam Harris, spune, sunt mulți oameni și inclusiv tot felul de app-uri de-astea care tratează mindfulness-ul ca fiind o minge de-aia de detenționat stresul pentru oamenii cu bani. Când el, cum iarăși foarte frumos spune, este de fapt ceva care are capacitatea de pătrundere a telescopului Hubble. Și mai mult decât atât, mindfulness-ul a apărut, s-a dezvoltat și a înflorit într-un context care este reprezentat de filozofia și psihologia budiste, care n-au nicio treabă cu vreo religie. Și acolo, într-adevăr, unul din efectele care apar este, da, cu cât eu sunt mai conștient și mai conectat la momentul prezent, devin cu adevărat conștient și nu doar intelectual, ci simt în ființa mea că fără toți ceilalți, eu n-am cum să supraviețuiesc. Nimic din ceea ce am în casă și ceea ce folosesc, eu nu sunt în stare să-mi fac. Faptul că, da, dau bani pe chestia respectivă, dar ca banii trebuie să am pe ce să-i dau. Și un exercițiu pe care îl mai fac constant și îmi încurajez și pe copiii mei să-l mai facă este când merg la supermarket și iau ceva din raft, să mă opresc câteva secunde și să încerc să-mi imaginez atât cât e posibil câți oameni au trebuit să fie implicați ca acel produs să fie pe raft și eu doar să trebuiască să-l iau și să-l pun în coș. Corect. Și nu mă împiedică nimeni și nimic și nu pierd nimic să investesc, că nu e vorba de pierdut, să investesc câteva secunde din viața mea și să le trimit un gând de recunoștință chiar dacă nu-i voi cunoaște niciodată. Pentru că acest, da, recunoștința, o altă calitate foarte importantă unde mindfulness-ul ajută, cultivarea ceea ce în traducerea engleză este loving kindness and compassion sau iubire binevoitoare și compasiune, dar nu în sensul de milă. Compasiune în sensul de a-mi dori ca eu și toți ceilalți să nu mai avem parte de suferință, sunt niște lucruri care cu cât ni le antrenăm și prin practica aceasta de meditație le internalizăm, viața noastră se transformă. Mulțumesc foarte mult, Mihai. Dragii noștri, a fost Mihai Poparadu, fondator Mindfulness Institute. Am vorbit despre înțelepciunea nesiguranței, Alan Watts. Eu vă mai arăt încă o dată la cameră. O carte tradusă de Mihai Poparadu din seria de autor Alan Watts. Colecție din portofoliul editurii Herald, cărți pe care le găsiți, hai să spunem, la un click distanță, da? Accesând site-ul editurii Herald, www.editura-herald, găsiți cărțile lui Alan Watts, Devino ceea ce ești, Calea Zen, Oare materia este totul, și multe, multe alte cărți, un autor foarte, foarte drag mie, un autor, iată, atât de actual și azi, după foarte mulți ani și, cum spunea și Mihai, mulți, mulți ani de acum încolo, va fi la fel de actual prin cărțile sale, așa că, iată, vă recomand această carte, Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței. Încă o dată, la mulți ani pentru această zi minunată, 23 aprilie, Ziua Mondială a Cărții, a Drepturilor de Autor și a Bibliotecarului. Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru informațiile prețioase și sperăm să ne reîntâlnim și fizic, sănătoși, în primul rând. Da. Și să mai facem lucruri frumoase. Îmi permit să adresez o invitație celor care ne văd și ne ascultă, măcar de curiozitate, să și dea o șansă unei practici. Pentru că așa cum foarte frumos spune Alan Watts, despre când vine vorba despre meditație, poți să citești 1000 de volume. Trebuie să o experimentezi.
Și el este unul dintre cei mai și accesibili și inspiranți, să spun, ghizi și instructori. Mulțumesc! Pentru cei care, pe lângă partea teoretică și cărțile pe care le-am menționat puțin mai devreme, vor într-adevăr să experimenteze și partea practică de meditație și de mindfulness, unde te pot găsi? Păi, în această perioadă, din păcate, doar online. Online, la asta mă refer și eu. Și acum, următoarea chestie pe care o am pe listă, că am început să mă familiarizez și cu Zoom-ul și cu aceste evenimente la distanță, este să pregătesc o serie de meditații ghidate și ele vor fi comunicate pentru cei care sunt dornici pe pagina de Facebook și a Institutului, Mindfulness Institute, precum și a centrului Seeds for Happiness. Mulțumim încă o dată, a fost Mihai Popa. Dragilor, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție viitoare a pastilei de lectură. Până atunci, același îndemn pe care vi-l fac de fiecare dată, pentru că avem timp de data aceasta, să citiți și să fiți iubiți. Să aveți o zi minunată!